Da, sunt Larisa și astăzi îți povestesc despre Copaiba. Știi că până în 1929, US Pharmacopeia spunea că acest ulei, Copaiba, este cel mai bun anti-inflamator din lume. Numărul 1. În 1930, toate substanțele naturale au fost eliminate și au fost înlocuite cu medicamente. Toți care iau Advil, ibuprofen, fac ca plămânile lor să fie foarte slab și accentuează creșterea virusului. Copaiba nu se mai găsește pe stoc. Îl primești doar la kit. Până nu se prind oamenii și nu o să mai fi nici kitul pe stoc. Așa că comandă-ți astăzi kitul. Sau alt kit. Când folosești lemă. Când folosești lemon în apă sau în capsule sau în miere și adaugi părți cale de copaiba, organismul o să răspundă ca și când ai luat o cantitate dublă de lămâie. Deci dacă eu iau 10 picături de lemon, da, 10 cu semnul ăla plus că e pentru inter. 10 și cu 10 înseamnă că e ca și când aș lua 20 de lemon. Întreabă pe cei din Brazilia, America de Sud, cât de bun e pentru sistemul respirator. Poți să le aplici pe plămânii? Simt mergi de aici până jos la cutia toracică. Alveolele pulmonare ar trebui să fie relaxate și deschise ca oxigenul să poată să circule oxigenul. Eu îl folosesc foarte mult în fiecare zi, dimineață și seara, pe băiețelul nostru cu provocări, cu autism. Nu știu dacă știi tu, pentru acești copii e ca și când i-ar fi într-o durere continuă. Și când se lovesc, ce mai contează o durere? Deja nu mai reacționează la durere. Când se lovesc, primul ulei pe care să-l aplici, oamenii în general folosesc ultimul. Și când, de fapt, ar trebui să folosești primul. Pentru că este absolut bun la absolut orice. Lucru pe care eu nu pot să ți le spun în public, dar pot să muți conversația pe privat cu persoana care te-a invitat astăzi aici. Foarte bun pentru față, pentru sistemul digestiv, respirator, nervos, emoțional, hormonal, exact, absolut orice. Poți să-l aplici pe mușchi, la cei mici când le ies dințișorii, poți să faci o cremă în care pui copaiba și tămâie. Sau, dacă îți pui o picătură de roz, care e cel mai scump ulei, da? Și mai pui încă o picătură de copaiba. Ca și când ai avea două picături de roz. Wow! Super! Folosește-l cu încredere și tu, și soțul tău, și copii. Este foarte bun chiar și pe animale când se lovesc sau simt un disconfort. Că uneori auzi, cel puțin cățelul nostru nu mai auzi. Încerc și încă ceva nu e regulă și pun așa o picătură pe blăniță și se liniștește. Ziceam de kit. Kitul are 12 uleiuri. Vine într-o cutiță foarte frumoasă. Are 10 aici și deschis și mai are două uleiuri surpriză și suc de ningșa și niște monstre pe care tu să le dai la cineva și informații despre ele. Și pe lângă acesta primești un difuzor gratis! Valoarea la kitul ăla e de 300 și ceva de euro. Ok? Acesta este un model mai vechi, noul model are mai multe lumini, ok? Hai să-ți arăt cum se folosește, da? Dacă
Închid odată, s-a închis lumina. Și uite, s-a închis totul. Ok. El trebuie adaptat la priză. Vine cu un cablu, așa. Și vezi demarcația asta roșie, da? Până aici trebuie să îl pui cu apă și pui cel puțin la camerele din România 3-4 picături sunt suficiente și el are două piese. Pui primul cun. Le aliniez frumos. Ești ca și mine, totul trebuie să fie aliniat, să fie structurat. Ok? Și dăm drum. Și nu știu ce să pun aici acasă. Îți vine în spate. Uf, ce fain. Să ce asta? Hidrogeliză. Povestim altă dată. La... Da. Bunica soțului meu avea 80 de ani și a întrebat grandma, tu cum folosești uleiul? Și a zis, ea încă mai mergea la serviciu și a zis, în fiecare dimineață eu fac facial, 20 de minute. Și a zis, bravo, grandma. Te-am pupat.